de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Am intrat din nou în direct, oameni buni, nu pot să spun nici bună ziua, nici bine v-am găsit, deși așa este frumos, încă o știre neagră pentru județul Neamț. În această noapte, adică azi noapte, la ora 2, draga Olteanu Matei, cunoscută actriță, a încetat din viață. Știți cu toții că a fost internată la Iași, la Sfântul Spiridon, după o hemoragie digestivă. Declarația doamnei Cimpoeșu, medicul șef de la unitatea de primire urgențe de acolo, este extrem de relevantă. În ciuda eforturilor medicale a colegilor de la Spitalul Sfântul Spiridon, de la secția ATI, care au fost alături de ea până în ultimul moment, evoluția a fost una nevaforabilă, s-a declarat decesul în cursul acestei nopți. Patologia era multiplă, iar starea critică susținută din punct de vedere hemodinamic și ventilator, din păcate, vârsta și tot ceea ce am mai spus zilele trecute, nu au fost în favoarea vieții. Dumnezeu să o odihnească și să o ierte. A fost una dintre marile actrițe ale scenei românești și ea s-a îndrăgostit iremediabil de zona Neamțului. A devenit locuitor, avea buletin de Piatra Neamț. Din 2007 era cetățean de onoare al orașului, un cetățean de onoare cu care chiar ne putem mândri. Și merită să ne aducem aminte de ea întotdeauna cu plăcere și respect. Hai să trecem mai departe. Ieri a fost o zi, ca să spunem așa, importantă pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, după ce s-au mimat niște discuții la Consiliul Județean cu partidele politice. La ora 14 a avut loc o întâlnire tot la spital, la Consiliul Județean, cu șef de secție, oameni cu responsabilități în spital, și după această întâlnire am aflat numele noului manager de la spital. De fapt, noul manager este un manager care a mai venit odată într-o situație de criză și a gestionat spitalul pentru un an de zile, dacă mi-aduc bine aminte. Este vorba despre doamna Cristina Iacob Atanasoae, un medic respectat și care atunci când a fost director a dus cu bine activitatea în spital, în ciuda multor greutăți care au fost în acea perioadă și multor lucruri controversate. O să încercăm să vedem dacă reușim să facem o legătură cu doamna Cristina, pentru că mai face probleme în acest moment telefonul, din ce cauză nu-mi dau seama, dar vom vedea acum dacă reușim, pentru că aș vrea să aflăm câteva lucruri la prima mână de la doamna director. Ea este... Bună dimineața, doamna director! Valentin Bălănescu la cafeaua de dimineață, vă salut! Bună dimineața, știu că am numărul dumneavoastră. Doamna director, în primul rând, vă felicit pentru curajul de a accepta această funcție extrem de grea într-o perioadă și mai grea la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Practic este o revenire pe funcție, dacă îmi aduc eu bine aminte. Ați mai fost un an tot într-o perioadă grea. Greșesc? Exact. Se pare că asta este soarta mea. Să încerc să pun numărul în perioade de genul ăsta. Deci, așa, dacă ne luăm după o cronologie, practic interimatul acesta ar fi destul de scurt, o lună și ceva, dacă se organizează concursul așa cum s-a stabilit. Doamna director, v-aș ruga să ne spuneți un pic acum în ce măsură mutarea aceasta a ATI-ului este viabilă, în cât timp se poate ea face. Am înțeles că mutați ATI-ul la etajul 4 la maternitate.
Deci acum, jurul orei 9, mă voi întâlni cu ceilalți membri ai comitetului director, cu șeful de secție de la terapie intensivă, cu inginerii, cu toți cei care au ceva de spus la această mutare și hotărâm astăzi. Deci astăzi veți hotărâ. Deci nu s-a hotărât. Lucrurile trebuie să se miște foarte, foarte repede. Am înțeles, dar este bătută în cuie chestia cu mutarea la maternitate? Nu, deci în ședința de ieri la care eu n-am participat, au fost făcute câteva propuneri de mutare. Dar asta mie mi se pare cea mai bună. Cea mai bună, bineînțeles, pe termen foarte scurt. Până când ori se va renova spațiul vechi al terapiei intensive, ori vom găsi alt spațiu, dar mă îndoiesc. De ce vă întreb? Pentru că eu, din câte știu, acel spațiu al maternității este singurul spațiu care are absolut toate autorizațiile posibile. Exact, asta știu și eu. Și, din câte mai știu, dacă maternitatea se va muta la etajul 5, acolo sala de operații, dacă nu mă înșel, are probleme cu infiltrațiile de apă. Și atunci... Și asta o să discut astăzi. Nu pot să vă dau foarte multe amănunte apropo de problemele care sunt, dar, fără îndoială, trebuie neapărat să ne mișcăm și să mutăm terapie intensivă. Am văzut că s-a mai identificat un spațiu, acela al blocului operator, nefinalizat. Mie mi se pare că este totuși prematur să vorbim despre așa ceva. Doamna doctor, cum ați găsit spitalul? Știu că dumneavoastră erați implicată oricum în activitatea spitalului. Ați lucrat tot timpul în această perioadă și pe zona destul de cum se spune, atinsă. Sunteți la interne, erați la interne. La interne, da, în continuare. Cum ați găsit spitalul acum ca manager? Astăzi, în cursul zilei de astăzi, voi discuta și cu doamna Maricica Drăgan, contabilul șef, despre problemele financiare. Voi discuta și cu șefa personalului și voi vedea exact care sunt problemele. Eu în următoare vă voi da mult mai multe amănunte. Vă mulțumesc anticipat. Vreau să vă spun încă o dată felicitări că ați acceptat. Nu era multă lume care să accepte perioada asta de interimat. Nici nu vă întreb dacă vă înscrieți la concurs, pentru că bănuiesc că încă nici nu v-ați gândit la așa ceva. Vi s-a făcut vreo propunere? Bineînțeles că nu m-am gândit la așa ceva. O vedea. Știți cum e manageriatul la spitalul județean Neamț, e ori 2 zile, ori 4 ani. Mă rog, aproape 4 ani. Întotdeauna se găsește ceva. Ar fi 4 ani dacă ar corespunde cu ciclul electoral. Dacă se schimbă între timp electoral, nu se mai termină nici aia 4 ani. Vă mulțumesc. Oricum, de data asta, managerul n-a fost schimbat politic. Sper că ați aflat. Asta exact. Este clar. Da, am înțeles că s-au făcut propuneri. Exact. Și s-a făcut un fel de vot al oamenilor din spital, șefii de secție și cine mai erau acolo. Tocmai... Mirina n-aș fi acceptat-o, vă spun sincer. Am înțeles. Deci, chiar mă bucur că ați făcut această precizare. Poate așa le vine mintea la cap tuturor celor care fac numiri de genul acesta cu oameni care, unu, nu sunt acceptați de colectiv, doi, nu sunt respectați de colectiv, sau nu există o empatie între ei și colectiv. Încă o dată, vă felicit, vă doresc mult succes și vă promit că vă vom mai deranja în perioada asta de interimat, pentru că avem același țel, ca lucrurile să meargă cât mai bine în spital. Sper să vă dau vești bune, vești bune de fiecare dată. Vă doresc cele bune, sănătate, numai bine, mult succes. A fost doamna director Cristina Iacoba Tănăsai, merită felicitată pentru că a acceptat și este foarte important să spunem că acolo s-au făcut propuneri și s-a votat. Omul care a avut cele mai multe voturi a ieșit. O lecție pentru Ionel Arsene și cei din Consiliul Județean Neamț, care până acum nu prea au ținut cont de ce au vrut cei din spital. Să vedem dacă acest interimat va fi benefic pentru spital, dacă nu vor fi presiuni prea mari pe Cristina Iacob,
și dacă Cristina Iacob se va înscrie la concurs. Acum, n-aș vrea să părăsim zona spitalului și concursul de la spital, pentru că astăzi aș vrea să vă spun câteva lucruri ca să înțelegem cu toții de ce la spital s-au putut petrece grozăvii în timp. De ce? Pentru că toată lumea spune așa, Ionel Arsene a numit cum a vrut el managerii la spital și este vinovat pentru tot, inclusiv pentru incendiu de pe data de 14. În mare, lucrurile sunt adevărate, pentru că Ionel Arsene a numit la spital cât timp a fost guvernul PSD și pe cei care reprezentau DSP-ul în Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație acum la spital este format din omniprezentul, omnipotentul și, mă rog, ne oprim aici, Dan Vasile Constantin, care este reprezentantul președintelui Consiliului Județean Neamț. Nu al Consiliului, nu al oamenilor, este reprezentantul personal al domnului Ionel Arsene. Cum ar veni, este brațul în armata lui Ionel Arsene sau mâna stângă sau mâna dreaptă, depinde cum preferă domnul Dan Vasile Constantin. Alături de domnia sa, reprezentant al Consiliului Județean Neamț, rețineți, este doamna Ana Axintoaie de la Târgu Neamț. Deci reprezentantul Consiliului Județean Neamț. Un alt reprezentant al Consiliului Județean Neamț este doamna economist Vasiliu Veronica, care are în comun cu activitatea unui spital probabil consultațiile anuale plătite gratuit pentru Consiliul Județean Neamț, dar bănuiesc că alea nu se fac la spital, se fac la o clinică privată. Și de aici încolo, deci sunt trei. Și de aici încolo mai avem patru. Acum, Firăstrău Radu Eugen, reprezentant al DSP Neamț, Pipirigeanu Adelina Roxana Cataliana, reprezentantă DSP Neamț, Chiozechi Iosif, reprezentant al Colegiului Medicilor din România și asistent medical Puiu Sârbu, reprezentant al Ordinului Asistenților, e foarte lungă denumirea asta, filiala Neamț. Deci, trei ai Consiliului, doi ai DSP-ului, unul al Colegiului Medicilor și unul al Asistenților Medicali. Teoretic, cei trei ai Consiliului Județean ar fi în minoritate. Nu? Nu mai spunem că acum este la îndemâna noului Consiliu Județean să se adune, vrea nu vrea domnul Arsene, pentru că chiar fără vicepreședinți Consiliul Județean ar trebui să funcționeze, să nu aștepte de-a gata proiectele de la președinte ca să le discute sau să le voteze sau nu, și să aibă inițiativa de a schimba reprezentanții Consiliului Județean. Nu-l pot schimba pe domnul Dan Vasile Constantin, dar pot schimba reprezentanții Consiliului Județean. Și atunci pot să preia, ca să spunem așa, destinele spitalului din acest punct de vedere al Consiliului de Administrație, care nu e așa, are un cuvânt de spus, dacă vrea. Dacă nu vrea, spune, da, știți, eu sunt un simplu membru în Consiliu, nu pot să schimb nimic. Știți, noi nu avem majoritate în Consiliu și dacă noi suntem în Consiliu în minoritate, noi stăm cu minți, chiar dacă ni se spune să stăm cu genunchii pe coș de nucă în colțul sălii Consiliului sau în Consiliul de Administrație de la spital. Haideți, acești domni și doamne din Consiliu, fiți bărbați. Sau, mă rog, fiți femei bărbați sau fiți transgen sau fiți ce vreți voi. Oricum, la teatru vi se dă arie, aveți scenă de unde să vă expuneți toate aceste lucruri. Da, hai, asumați-vă ceva, haideți, faceți ceva. Haideți să vedem că vreți. Haideți să vedem că
riscați. Pentru că altfel o să stați și o să vă lamentați că, uite, mor oameni la spital. Eu să fiu anchetator acum al acestei crize, aș merge mai departe, dincolo de un injectomat, o priză sau o țeavă pentru oxigen. M-aș duce să văd de ce s-a ajuns la această situație și poate ar trebui întrebați și unii membri ai Consiliului de Administrație ce au făcut ei. Și acum, ca să înțelegeți că nu-i luăm apărarea sub nicio formă, pentru că principala vină pentru situația de la spital o are Ionel Arsene, nu pentru morții de la spital, pentru situația generală de la spital o are Ionel Arsene. Deci să ne uităm și la membrii supleanți ai Consiliului de Administrație. Sunt doi de la DSP, dar mai avem încă doi de la Consiliul Județean. Membrii supleant, Nicoleta Buzenski, care este șefă de serviciu în Consiliul Județean. Vă dați seama că nu există decât două explicații că este acolo. Ionel Arsene nu are încredere decât în funcționarii pe care îi poate controla sau în oamenii pe care îi poate controla și a trimis un funcționar, șef de serviciu, care de obicei este secretar în concursuri, deci om de încredere, secretar în concursurile de la Consiliul Județean, om de încredere, să fie membru supleant. Și mai o găsim aici, ca reprezentant al Consiliului Județean Neam, se sparie gândul, ca să spunem așa, pe doamna Nicoleta Husaru. Dacă nu știți despre cine este vorba, este vorba despre o doamnă onorabilă care a început citind știri la televiziune, după care în timp a ajuns până la poziția de purtător de vorbe a domnului Ionel Arsene și a Consiliului Județean Neamț. Trecem peste numirile, ca să spunem așa, onorante în Consilii de Administrație la București sau pe la agenții din București, dar concluzia este aceeași. Doamna Nicoleta Husaru este un om de încredere al domnului Ionel Arsene. Ce are în comun și în cunoștințe și în competențe Nicoleta Husaru cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț? O știe domnul Arsene. Noi nu avem de unde să știm. Da, cam asta stau, așa stau lucrurile în legătură cu spitalul. Dar mai sunt și alte lucruri de discutat. Într-un comunicat de ieri, am aflat că se mută ATI-ul, până când se repară acolo ce va fi, la maternitate. Este probabil singurul spațiu în momentul ăsta care nu necesită autorizații, toată lumea este speriată. Acum a început o activitate de demolare a pereților de rigips, puși fără niciun fel de aviz în perioada crizei, fiecare a acționat cum a crezut că trebuie, prin spital. Mă rog, e așa, peticeala românească, după ce se întâmplă o nenorocire, după aceea tot se uită în lege și se uită la punct, virgulă și ce ar fi vrut să spună punctul și virgula. Și se trece în extrema cealaltă. Deci, ducate eu la maternitate, probabil că asta este soluția, dar unde mută maternitatea? La etajul 5, unde? Ni s-a spus și nu avem de ce să nu credem lucrul acesta, că mai plouă, cel puțin în sala de operație. Poate lucrurile ar trebui făcute în paralel, să repare cineva și acoperișul acolo. Și după aceea ni s-a mai spus un lucru asupra căruia vreau să insist, pentru că ajungem la una din cele mai mari afaceri care au grevat Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, afacere care trebuia de mult încheiată penal, fără multe discuții și fără remușcări. Este vorba de faptul că ni se spune că în 45 de zile ATI-ul s-ar putea muta în zona blocului operator, care este construit în proporție de 80%. Mulți nu mai știu ce înseamnă blocul operator, despre ce este vorba, de ce avem un bloc operator construit 80%, în care s-au băgat vreo
18 milioane de lei noi. Faceți dumneavoastră socoteala în lei vechi? Că de pe atunci a început, de când erau lei vechi, au început construcția blocului operator. Și încercați să vă imaginați ce s-a întâmplat acolo. Ce s-a întâmplat acolo? O să încerc eu să vă aduc aminte de două afaceri absolut sinistre de la spital, care sunt în strânsă legătură cu acest bloc operator. O să-mi cer scuze și o să vă rog să-mi dați voie, ca să nu fac multe greșeli de cifre. Să vă aduc aminte că în 2011 niște indivizi, eu vorbesc indivizi în sensul de oameni, deci niște indivizi au semnat un contract cu o clinică privată de la Cluj, prin care au cedat 836 de metri pătrați de teren, situat în incinta Spitalului Județean Neamț, între pavilionul chirurgical și serviciul de medicină legală, ca să construiască firma aceea privată un centru de imagistică medicală și un bloc operator. Acea firmă privată n-a venit să facă un cadou spitalului, pentru că ea a primit în schimb posibilitatea să creeze acolo un centru de dializă și a preluat toată dializa din zona noastră. În contractul respectiv se mai prevedea că trebuie construite 8 săli de operație dotate, vor fi amenajate minimum 8 săli de operație dotate cu mese chirurgicale, conform tipului de specialitate chirurgicală, flux laminat de aer steril, sistem de iluminat conform standardelor în vigoare. Pentru ca spațiile să poată fi funcționale, vor fi dimensionate cu 15-20% în plus față de normativele existente la acea vreme, 2011. Cine semna această afacere pentru spital, evident? Semna domnul Vlad Marcoci, il prezidente del Consiliul Județean Neamțo, Mihaela Ignatovici, Doru Conachi Gavriliu sau așa ceva, Neculai Cojocaru, director buget finanțe, iar după aceea contractul și licitația, după licitația, mă rog, licitație, cum a fost acolo, era semnat de doctorul Ghiță și de doctorul Nanu. Doctorul Nanu, probabil că numele vă spune ceva, apropo de scandalul mită la ortopedie, dacă nu mă înșel. Deci, contractul este pe 25 de ani, cu posibilitate de prelungire cu prin acordul părților, redevența 14,4 euro metru pătrat pe an, adică 12.000 de euro și 40 de euro cenți. Bun. Ce urmează? După 3 ani de la semnarea contractului, timp în care firma de la Cluj nu și-a onorat datoriile față de Consiliul Județean, ce însemna datorie? Pe lângă asta, ei trebuiau să dea niște bani sau să construiască acele sări chirurgicale. Și au hotărât așa, să dea 855.000 de euro și au semnat un act adițional. Numai că acum, în actul adițional nou, semnat, cred că tot de data asta de domnul Pruteanu, dacă nu mă înșel, nu se mai vorbește despre minimum 8 săli de operație. Se vorbește despre realizarea și utilarea celor 5 săli operatorii. Deci de la 8 la 5, asta în preambul, pentru că în momentul în care ajungeai în interiorul contractului, nu se mai vorbește despre, cum să vă spun eu, utilarea blocului, care înseamnă mese, tot ce trebuie pentru utilare și instalații. Se vorbește doar despre amenajare a spațiului, a sării propriu-zise. Nu mai spune nimic, pentru că avem o prevedere acolo.
La momentul virării sumei de bani, toate obligațiile asumate de către Nevromed prin contract referitoare la amenajarea blocului se vor considera îndeplinite legal. Adică, băieții au dat niște bani și au făcut niște calcule. Bă, dacă noi amenajăm Opsel cu tot ce înseamnă, cât ne costă? Probabil mult mai mult decât 800.000 de euro. Hai să le dăm la ăștia 800.000 de euro pe contract. În rest, nu discutăm, probabil s-au făcut foarte multe dialize. Și se schimbă sângele, știți, la dializă. Devii mai puternic, mai sănătos. Da. Și, bineînțeles, Consiliul Județean nu a acceptat. După care spun așa, băi, ne-au dat ăștia banii, dar noi ce facem de acum încolo? Păi ia, hai să vedem, mai alocăm și noi niște bănuți ca să facem lucrări mai mari, mai frumoase, ca meșterul Manole. Ana lipsește. Ei bine, s-au făcut tot ce era de făcut, a început lucrarea, s-au cheltuit vreo 18 milioane de lei și când era lucrarea la 75-80%, s-a schimbat regimul. A decedat Huliță Tărâță, acum se fac câțiva ani de la decesul său, și a venit PSD-ul la conducere. A venit doamna Arcan ca președintă, care avea un cui împreună cu domnul Dan Vasile Constantin împotriva managerului. Și au folosit aceste secții ca pretext, pe lângă secția de pediatrie, o să discutăm în altă zi, ca să-l demită pe Lazar. L-au demis și au zis că vor face ei sălile operatorii. Și le-au făcut, în sensul în care ei ne-au transmis foarte multă Uniune Europeană tuturor nemțenilor, pentru că de atunci nu s-a făcut decât să se discute, să se negocieze, să se aloce niște sume tocate cu foarte mare eleganță. În comunicatul de aseară al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență aflăm și ne mirăm că acel spațiu este la standarde europene, ca să vezi, nu mai erau probleme, că acel spațiu poate fi amenajat în 45 de zile și transformat într-o modernă secție UPU. Păi bă, băieți, dacă se poate face în 45 de zile, de ce nu ați făcut până acum? De ce a fost nevoie să ia foc un spital? Să vină niște autorități să identifice un spațiu, scuzați, să identifice un spațiu și să găsească unul la standarde europene care poate fi finalizat în 45 de zile? Ar trebui să vă aliniați toți care ați avut responsabilități în acest sens și să vă duceți să faceți muncă voluntară la reamenajat stația de ATI fără costume de protecție, fără bani și eventual în oprobiu public. Dar să mai aducem aminte un lucru. Miza pentru care nu s-a terminat această secție, bloc chirurgical, pe care, nota bene, Ionel Arsene și-o trecea în proiectul din 2016 ca o urgență, da, o urgență, miza a fost una extrem de importantă. Când a venit Codruț Munteanu ca manager, a vrut să termine acele secții și s-a spus, halt, nu, nu e bine să facem secții chirurgicale la Piatra Neamț. Nu e bine, nu e bine. Cine a spus asta? Există o întreagă legendă. Dar vârful de lance se pare că a fost tot consilierul președintelui. Și s-a spus așa, cealaltă variantă, să facem așa o secție de zi pentru intervenții minim invazive, ceva pe gastro, așa, și operații ușoare. N-are rost să mai facem un centru chirurgical, că cine suntem noi la Piatra Neamț să avem centru chirurgical?
Din cauza asta s-a blocat, pe lângă inerentele discuții despre bani și constructori. Vom începe în această emisiune, în măsura în care mai putem, cât nu este campanie, dar după aceea, după campanie, în mod sigur, un ciclu, afaceri penale la Consiliul Județean Neamț. Și vă îndemn mâine să căutați Mesagerul de Neamț. Pentru că veți avea o recapitulare a multor dintre aceste afaceri de la spital, ca să înțelegeți exact că ce s-a întâmplat acum, s-a întâmplat ca un cumul a ani de zile de administrare a spitalului politică, începând de pe vremea tovarășului Pruteanu, pentru că el a fost tovarăș în Partidul Comunist Român și cu funcții, da? Începând dinainte de, dar de când au trecut spitalele la Consiliul Județean, acolo s-a făcut politică, nu s-a făcut act medical, cu puține excepții. Ne oprim aici, este fix ora 9 și atâta ne-am propus să discutăm. Să mai amintim o dată, draga Olteanu Matei a încetat din viață azi noapte la ora 2, după ce a fost internată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească.